Din grădină privată, într-o mini-grădină publică, primăria Timișoara a amenajat o alee cu bănci pe un teren public recuperat. Timișorenii care se deplasează pe jos sau cu bicicleta pe calea Radului au acum nou loc pentru relaxare la umbră, dar și puțin mai mult spațiu de deplasare pe această porțiune de bulevard. Echipele administrației locale au plantat miercuri dimineață 3 platani, 20 de aluni și 40 de hortensii. Redăm timișorenilor această parcelă de spațiu verde care până acum câteva zile a a fost îngrădită și folosită de familia care locuiește acolo. E o zonă care are nevoie de zone verzi și mă bucur că la fel ca în cazul străzii Cezar sau amalului Begăi, și acest teren recuperat va fi folosit de toți timișorenii. De fapt, aceasta este adevărata miza a recuperării patrimoniului orașului. Să transformăm aceste terenuri în locuri deschise timișorenilor. Anunță primarul Timișoarei, Dominic Friț, reamintim că o parcelă largă de spațiu verde aferentă tramei stradale de pe calea Radului a fost recuperată de primăria municipiului Timișoara în urma unei acțiuni care a avut loc acum două săptămâni. Terenul de pe calea Aradului 63 fusese îngrădit și transformat în curte privată, iar accesul a fost restricționat pe domeniul public. Primăria a demolat gardul și a restabilit accesul public pe acest spațiu.